pentru că iubesc țara și poporul român. Bineînțeles că a fost greu, că în armată n-a fost niciodată ușor. Pro patria semper, pentru patrie totdeauna. Eram minor, eram ostaș care activa în unitate operativă, care lupta pe inamicul direct, deci unitate operativă luptătoare. Și așa am intrat în armată la vârsta de 14 ani și tot acolo am stat până acum. Am ieșit la pensie la vârsta de 62 de ani. N-am fost eu singur pe front. Am fost cu unitatea mea, batalionului 2, instrucție și reparație auto, care era unitate de spate în timpul războiului, dar cu întoarcerea armelor s-a transformat în unitate operativă luptătoare. Și a fost dislocată undeva în județul Olt. De la sud de Dunăre venea o coloană germană pe care le intercepta unitatea în care eram eu și le dezarmau în măsura în care era posibil. După aceea ne urmăream până treceau munții și când s-au scurs toate coloanele, unitatea în care eram eu a ajuns la Brașov și la Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe, la gara acolo, este o clădire mare unde a fost centrul de instrucție a infanteriei în timp de pace. Acolo s-a instalat școala care eram eu. Am stat acolo câteva săptămâni și școala asta, numărul 2, a fost desființată. Și noi am fost împărțiți la celelalte 5 școli. Deci am fost suboficieri. Iar în anul 1951 am devenit ofițer tehnic de tancuri. Și au urmat gradele respective până la gradul care îl vedeți acum. Doamna, războiul a fost așa de lung atunci și noi în focul luptei de o parte eram foarte obișnuiți cu evenimentele acestea brutale ale luptelor. Și nu mi se părea ceva deosebit. Însă am avut și victime, am avut probleme. Misiunea noastră era să scoatem tancurile sau transportoare minate, mașinile de luptă lovite de armamentul inamic și imobilizate, să le scoatem de sub focul inamicului și să ne remediem în măsura în care puteam sau să ne evacuăm la mijloacele, bazele de reparație undeva în spatele frontului, până la 80 de kilometri. Când te-am dus să scoți un tank de acolo, trebuie să-l remorci, să-l pui șenila la loc, dacă e rupter șenila. Și în timpul ăsta eram sub focul armamentului cu tragere directă al inamicului. Am condus tancul pe câmpul de luptă, tancul T-34-85, era tancul mijlociu cel mai modern la timpul războiului al doilea mondial. Se numea balerina câmpului de luptă modern, tancul T-34, condus de mine. Eu am condus și alte tancuri. Când am devenit ofițer, am avut în subordine, din punct de vedere tehnic, batalion, regiment, divizie. Succesiv așa. Bineînțeles că a fost greu, că în armată n-a fost niciodată ușor, mai ales în timpul războiului.
eram seminori, eram în școala tehnică, nu știu, eram minori, dar suportam aceleași vicisitudini ale războiului împreună cu trupele din unitatea în care eram. Aveam și mâncare caldă, aveau serviciile respective și aprozuna, dar ne dădea și servicii. Avea o pachet cu pâine de război, se numea, sub formă de biscuiți, așa. Sub formă de biscuiți. Și aia era o rație de pâine de aia pe zi. Și când mai venea și mâncare caldă, venea, dar mai era la pachet. Și ori venea mâncare caldă, ori aveam mâncare la pachet. Războiul de acum nu se mai duce soldați cu soldați. Războiul de acum se duce cu rachetea și cu alte mijloace. Ați înțeles, da? Da. Păi nu mai e o linie continuă. Cele două forțe. Și se bat la distanță cu rachete de toate felurile. Și din aer, și din la sol la sol, sau din aer la sol. Tehnica s-a schimbat și războiul s-a schimbat. Am fost mecanic conduit într-un asemenea tank. De acolo am probleme cu auzul. Pentru că acolo, în tank, ca mecanic conductor, ești foarte aproape, la 2 metri, la 1 metru de un motor de 800 de cai putere, diesel, ca 12 cilindri V, care face un zgomot, vă dați dumneavoastră, deși aveam o cască, șlemafon se numea, cu o cască cu perduțe, ca să nu te lovești de blindaj, cu toate astea, aveam la rigofane, că nu te puteai înțelege decât prin telefonul de bord, cu becacul, cu comandantul de tank, cu mitraliorul de la Broră, se numea, lângă mecanic conductor, exista o mitralieră și un militar care executa front, exista focul de când înainta tankul în ofensivă. Sau în diferite situații. Iar sus la turelă era comandantul de turelă care avea turela lui. Sunt recunoscător patriei mele, România, care pe măsura serviciilor aduse statului român în timp de pace și război m-a recompensat cu grade. Aș face același lucru care l-am făcut până acum. Pro patria semper. Pentru patrie totdeauna. Pentru că sunt cetățean român și îmi iubesc patria și țara. Sper că dacă țara vrea cere vreodată vreun serviciu și eu sunt în măsură să-l fac, îl fac cu plăcere și cu dăruire, pentru că iubesc țara și poporul român.